Vești bune pentru canotaj în săptămâna europeană a sportului. Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, intenționează să construiască pe lacul Morii o bază sportivă de canotaj, prima de acest fel din București. Primăria sectorului 6 încurajează foarte mult sportul și, așa cum știți, în sectorul 6 școlile sunt deschise în afara programului. Am amenajat baze sportive care sunt la dispoziția comunității oricând. I-am văzut ce performanțe au avut sportivii noștri în acest an. Sunt fabuloase, le trebuie să fie menținute. Și dacă și apele române vor permite acolo să se desfășoare activități sportive de tip canotaj, Primăria sectorului 6 va investi într-o bază sportivă. În cadrul conferinței organizate de Primăria sectorului 6 au fost prezenți mai mulți sportivi și reprezentanți ai Federației Române de Canotaj, care au salutat această idee. Infrastructura stă la baza dezvoltării oricărei activități, fie că este de masă, fie că este de performanță, iar această promisiune a domnului primar că va investi într-o bază nautică în sectorul 6, ne aduce o foarte mare satisfacție, este lucru de care canotajul duce lipsă în acest moment. Recent, România a obținut 4 medalii de aur la mondialele de canotaj din Cehia, în probele de simplu vâsle feminin, masculin, dublu rame, dublu vâsle feminin și 8 plus 1 feminin. A fost o cursă foarte strânsă, la fiecare punct intermediar ne-am luptat cu echipajul Spaniei, însă ne-am impus din start și treptat până la ultimul punct intermediar, cel de la 1500 de metri, cum am spus și mai devreme, am fost la sutim de secundă, iar pe ultima parte am reușit să ne detașăm și să trecem linia de sosire primii. Sunt mulți copii care își doresc să vină la canotaj și nu există susținere, nu există baze sportive, sunt foarte puține și sportivii din lot olimpic, ca să fie niște sportivi valoroși, automat trebuie să înceapă de la junior și cum la junior sunt puține baze sportive și cluburi sportive foarte puține, este foarte greu pentru o selecție foarte bună. Cănătorii se vor întoarce la începutul lunii noiembrie pe lacul Snagov, unde se vor pregăti pentru competițiile de anul viitor.